Spre finalul acestei luni, Sibiu se pune în mișcare la cel mai mare eveniment sportiv filantropic din țară. Astfel, un număr de peste 2600 de persoane vor alerga pentru schimbare. Printre alergători se va afla și Carmen Iohannis, soția președintelui României. Aflat la cea de-a cincea ediție pe 28 mai 2016, competiția strânge anual la start peste 1200 de alergători și pune în mișcare întreaga comunitate sibiană, de la alergători adulți și copii la mii de susținători. Semimaraton Sibiu este un eveniment sportiv de strângere de fonduri pentru cauze din comunitatea locală. Carmen Iohannis, soția președintelui României, Klaus Iohannis, s-a înscris ca alergător la semimaratonul Sibiului, la ștafeta semimaraton 4x5 km. Soția șefului statului este un susținător al sportului, de curând ea fiind surprinsă în parc, alergând cu elevii săi de la Colegiul Național Gheorghe Lazăr.